Apa! Bună dimineața! Ia întoarce-te să vedem ce codiță frumoasă ai. Dar întoarce-te, uite-te la... Așa! Uite-te încolo. Ce e acolo? Apa! Mai vrei apă? Păi da, hai să papi întâi, nu vrei să termin de mâncat? Nine. Apa? Cutițucu. Cutițucu. A făcut baie fetița. Ești veselă, ești veselă. Și am dat-o cu o cremă pe fățucă. Era uscată toată. A făcut baie fetița și de-aia se derânjit-o. Stai un pic să aranjăm acolo părțul. Codițu, codițu, cu. Eu nu mă fac crize tu, nu mai fac crize tu și nu te mai încorda, că imediat o să sari de pe ăsta. Melissa probabil doarme. Că am pus o leagăn și am pus desene. Ca să se acuminte să pot să o spăl pe Claudiță. Grăsană mică. Da, sus mi-am făcut curățenie. De asta n-am prea filmat astăzi. Ce păr fain am. Așa că îmi stă bine. Mi-am făcut curățenie sus. Și mai trebuie aici jos să dau cu aspiratorul să curăț baia și să spăl pe jos. Și pe urmă să mă spăl și eu. Dar o să iau o scurtă pauză sau... Adică dacă mă apuc să fac gălăgia, acum se trezește Melissa. Se trezește Melissa. Și după aia când se trezește Melissa, doarme Claudița. Și eu nu știu când o să mai fac curățenie. Că așa am mare lucru nu prea am de făcut, că mi-am făcut în bucătărie. Să vedem, să vedem. Claudița, tu ce zici, cum facem? Hai să mai arătăm cârlionțul tău. Hai să mai arătăm cârlionțul. Și se face codița așa, un mega cârlionț. Da. Și ești o cârlionțată. Ce faci, Melissa, te-ai ascuns? Păi nu te joci cu Lily? Tu nu cumva să te urci pe pat. Să nu o lași pe Lily pe pat, da, Melissa. Să nu o lași pe Lily pe pat, bine? Lily? Unde e? E în locul ei preferat, nu? Acolo e locul preferat al lui Lily. Nici nu se vede că e sub pat. Zi, Lily, ieși afară. Uite, trebuie să iei așa un balon. Faci, Lily. Să o minge. Da, nu vrea să iasă. Acolo, stupitită. Ce te jelești? Te-a mușcat? Vrei să o scot afară? Nine? Lily, să nu mai muști. De-aia sare la minge, nu la tine. Că vrea și ea să se joace cu mingea. Am reușit să fac duș și să îmi spăl și părul. Lili și Melissa sunt sus și mi-e groază să mă gândesc ce fac ele acolo, sincer. I-am adus floricica lui Codițucule jos. Da. Codițucu. Cum te bagă în seamă, cum te rânjești? A scârțăit ea mai devreme, a făcut gologie aici, a făcut gologie. Dacă e veselă. Codițucu. Codițucu, că-ți mănânc fățuca. Hai să merg să văd ce a făcut sorta sus, că mi-e groază. Deci mi-e groază să mă gândesc ce este sus, sincer. Cred că o să pic din picioare. Oh, un scaun. Ce e aici? De ce ai scos hainele? Acolo un scaun. De ce ai scos hainele, mama? Pernele de pe canapea? Ce s-a întâmplat aici? De ce le-ai scos? Aia de ce ai dat-o jos de acolo? Hai repede să adunăm hainele de pe jos până nu o super pe mami. Hai! Haide! Hai! Toate hainele la loc. Pentru ce le-ai scos? Lili, bineînțeles, e ascuns, să nu cumva să o ciufulesc. Hai! Dar sortează-le, bluzele sus și pantalona și jos, nu așa la grămadă, că nici mami nu ți le ține la grămadă. Așează-te că o să pici, mai ales dacă vine Lili spre tine. Ce latri tu la mine, nu ți-e rușine? Ce latri la mine? Ce latri la mine? Ce latri la mine? Ia vezi, eu sunt șefa. Eu sunt șefa, ai înțeles? Melissa, cine e șefa? Lili? Da. Păi cum? Eu sunt șefa, nu Lili. Așează-te că o să cazi. Vezi cum era să te duci pe spate? Păi da, așează-te frumos, că de-aia e scaun, să stai așezată. Dacă vrei să stai în picioare, poți să stai în picioare lângă scaun. Da. Da. Ți-e somn? Ți-e somn? Ce codițe am făcut, că am mâncat mai devreme și ca să nu se murdărească în păr, să nu-i vină părul în mâncare, i-am prins părul cu ce am găsit la îndemână. Unde-i moțul, Melissa? Acolo, în spate? De... Ce face Lili? Prostii. Care-i M? Și care-i A? Unde e A? Și unde e I? Hai, nu mi-arăți litera I? I, bravo! Și unde e E? Și unde e Lili? La mine în brațe, dar cine te-a chemat? Pleacă de aici! Hai, unde e S? Arată la mami unde e S. Acolo e S. Și L? Unde-i L de la Lili? Unde-i L de la Lili? Acolo e Lili, dar unde-i L? Care-i L? Ăla-i M. Acolo scrie Melissa. Da. Codițucu, ești veselă? A avut așa reprize, când era veselă, când era supărată, veselă, supărată, veselă, supărată, așa a ținut-o toată ziua. Dar acum iar a revenit la sentimente mai bune și eu îi dau mâncare de câteva zile, tot cu seringa i-am dat și apă și mâncare, ca să fiu lângă ea, în caz că vomită să pot să reacționez. Și da, tot cu seringa i-am dat. E un pic mai greu pentru că îi dau, mă duc, mai fac ce mai am de făcut, iar trebuie să vin să-i dau. Adică mereu am așa în gând că trebuie să vin să-i mai dau, ba mâncare, ba apă. Cudițu! Și mai avem asta și încă una de mâncare. Și după aia să-ți dea mami medicamentele. Frumusico. Să te schimb în pijamale. Vrei? Vrei sus? Vreau să o arunci așa, când vine spre tine să o ridici. Cum i-ai făcut mai devreme. Și lui Lili. Lili, gata, tu pauza. Ți-a fost dor de tati, Melissa? Te-ai pus pe cal. Ne-am luat ponei. Și având... Pleacă, Lili. Viteza se joacă, dar te taxează. Păi înjoacă, mai agață cu dinții. Dar tot stau scuțiți. Păi da, doar nu vrei să ai... Dar nu vrea să aibă dinții ca ai noștri. Nu-i place să o pui pe spate. Hai, Melissa. Hai, bagă viteză. Dar cu fața ta. Eu. Cam atât în acest filmuleț. Noi sperăm să ne băgăm la somn cât de curând. Toată lumea este foarte happy că a venit Iubi acasă. Și mami e happy? Și mami e happy. Haide, gândă. Dă-mi și tu cu fața, tu. Da. Vă mulțumim pentru vizionare, vă pupăm și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa! Pa! Lili, fă și fac. Stai că vine și Lilu. Hai, închide. Caudița adormit. Acolo sus trebuie să apeși.